Petror, mă numesc Eugen. Îi am lângă mine pe Valeriu și Adi. Iar astăzi Adi ne-a adunat pe toți aici pentru a ne spune ceva. Da, Adi, spune-ne ce s-a întâmplat. Deci, luați un loc și ascultați-mă foarte, foarte atent. De câteva nopți am o problemă foarte serioasă și am nevoie de ajutorul vostru. Mă trezesc mereu în haine în care nu am adormit. Dorm normal în patul meu și mă trezesc în alt pat. Și cel mai grav, apar semne pe mână. Ia priviți! Pe lângă asta, mă trezesc cu mobila în diverse locuri în care nu erau ea. De exemplu, masa asta sau vaza asta era pusă aici, iar ea ajunge aici. Aici? Da. A, asta e tot clar, ești somnambul. Somnam ce? Somnambul e persoana care merge prin somn, dar nu e conștientă. E ca și cum corpul ar funcționa, iar creierul ar fi deconectat. Păi asta este mereu la Adi, nu? Valeriu, nu frumos. Asta e o treabă foarte, foarte serioasă. Poți să mă rănesc așa. Păi și eu, Gen, cum putem soluționa asta? Am eu o idee. Hai în dormitorul tău. Fii atent, Adi, am instalat aici o cameră care te va filma toată noaptea. Plus la asta, eu cu Valeriu vom vedea tot ce se întâmplă de pe această tabletă. Mulțumesc mult, băieți, chiar sunteți niște prieteni adevărați. Acum, hai, culcă-te, iar noi vom pleca în sufragerie. Ce se aude, Valeriu? Ceva neobișnuit? Care neobișnuit, Eugen? Adi doar sforăie și trage pârțuri care probabil sunt foarte puturoase. Sincer, eu cred că Adi ne-a făcut o farsă. În plus, nu cred că există somnambuli. Mai înțeleg să vorbești prin somn, dar să mergi prin casă și să muți mobilierul, nu cred așa ceva. Da, cred și eu că... Fii atent, fii atent că se mișcă! Doar s-a trezit din somn, nimic ieșit din comun. Nu, fii atent, se mișcă ciudat! De ce? El mișcă lucrurile prin cameră! Cred că e ce ne-a spus el, se trezește din somn cu lucrurile puse unde nu erau inițial. El le mută prin somn! Teddy, ai grijă cum înnoți astăzi, apa este foarte rece. 3, 2, 1, și... I-a zis ursulețului să aibă grijă la apă? Bravo, Teddy, așa, nată, hai că n-o și eu! Hei, ador trambulinele! Woo! Trambuline? Adi se comportă foarte ciudat! Iar acum ce mai face? Valeriu, asta e mai grav decât credeam. Știam că somnambulii fac lucruri nelogice, dar Adi întrece orice măsură. Nu, sunt sigur că acesta este un prank, este o farsă. Nimeni nu procedează așa prin somn. Zic să ne ducem sus la Adi și o să-ți demonstrez. Hai! Adi? Hei, Adi! Hei! M-a ignorat cumva? Nu, Valeriu, Adi nu înțelege că ești tu! Creierul lui se află într-o stare de somnolență și îl face să vadă lucruri care nu există. Da, cum a fost cu patul și cu piscina! Exact, dacă te pui în fața lui, el poate să te perceapă ca un simplu obiect. Atunci trebuie să-l trezim urgent! Nu, Valeriu, stai! Chiar nu-ți interesant ce face un somnambul? Adică avem totul pe cameră! Va ieși un episod super tare în care Adi se prostește și e nebun! Da, sunt de acord, însă trebuie să fim foarte atenți să nu facă ceva nebunește sau să strice ceva prin casa asta. Da, dar înainte de toate mi-am dat seama de ce urmăritorii noștri nu apasă pe butonul de like. Pentru că sunt somnambul și nu văd butonul de like. Nu cred asta, Eugen. Hai să vedem, prieteni, dacă vreți să vedeți dacă sunteți somnambul sau nu, încercați să apăsați butonul de like. Așa că tu, cel care privește acest video, încearcă să apeși acest buton. Poate ești un somnambul și nici nu-ți dai seama. Eugen, dar unde e Adi? Ce? A dispărut? Oh, repede, trebuie să-l găsim până când nu a făcut vreo prostie! Știam că-l găsim aici! Cred că deja și-a revenit la normal! Ceva nu e în regulă! La ce te referi? Adi niciodată nu mănâncă legume! A rămas același Adi, da. Ce-a fost asta? Cine îndrăznește să-mi atace regatul meu? Valeriu, ce face el? Valeriu, trebuie să ne ferim în somnambulii. Pot fi foarte periculoși, iar Adi are o furculiță în mână. Aha! Ce a fost asta? Să nu vă mai prinde niciunul de voi că vă apropiați de regatul meu. Iar acum
ce mai face? Cred că imită o trompetă. Nu, Eugen, trebuie să-l oprim. Nu-mi place deloc în ce direcție se duce situația asta. Și cu furculița nu este deloc de glumă. Poate să taie pe cineva sau să rănească singur pe el. Eu zic să-l mai urmărim un pic să vedem ce face. Eu nu pot să înțeleg. Ora, nu pot să înțeleg ce face. Bună ziua, Sir Amadeus. Cred că are o adunare. Doar se crede în castelul său și nu mai mânca atâta. Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la cursul meu cum să devii un om de succes. Astăzi o să vă învăț cum să deveniți niște oameni foarte bogați și să faceți foarte mulți bani. La ce vă uitați? Ne-a văzut? Aparent nu. Prima lecție din cursul meu: cum să nu renunțați niciodată. Fiți atenți! Dacă aveți eșecuri în viață, nu trebuie să cadeți jos, deoarece lupii cei mai slabi merg înainte, iar cei mai puternici înapoi. Eugen, eu cred că Adi s-a uitat la prea multe podcasturi. Lupi care merg înapoi, care e sensul? Eu stă cu un măr în mână în loc de microfon și tu cauți sens, Eugen? Și nu uitați niciodată să faceți mereu așa cum trebuie și niciodată cum nu trebuie. Acum o să vă arăt o diagramă cum merge succesul. Fiți atenți! Ăsta e succesul. El merge în jos uneori. Dar niciodată să nu uitați, dacă mergeți în jos, să vă ridicați în sus. El scrie cu un marker pe masă? În sus trebuie să ne ridicăm. Cursurile lui Adi sunt absolut geniale. Simt cum mă transform într-un om mai deștept în fiecare secundă. Dar cel mai important în viață, prieteni, este ca la fiecare episod să apăsați pe butonul de like. Așa succesul este garantat mereu, deoarece bine faci, bine găsești. Uite, asta a avut o logică mai bună. Da, prieteni, așa că apăsați neapărat pe butonul de like. Hă? Mă scuzați, am un telefon foarte important. Aia... Bonjour. Aia nu e o banană. S'il vous plaît. Oui, oui. Oui. S'il vous plaît. Oui, oui. El vorbește în germană. Parle français, parle en français. Au revoir. Gata, a terminat apelul. Peste toate se lavă! Doamne, ce m-a speriat! Probabil crede că este în partea 4, din peste tot este lavă. Apropo, prieteni, dacă vreți să filmăm mai repede peste tot este lavă partea 4, strângem la acest video 50.000 de like-uri și filmăm acest episod. Hai să mergem după el, Eugen. Trebuie să fim foarte atenți. Stai așa. Noi nu suntem în peste tot este lavă. Da, ai dreptate. Valeriu, trebuie să fim foarte atenți, să nu cadă, se poate lovi foarte ușor. Da, Eugen, dar uite, asta este atât de amuzant. Mi-este foarte interesant ce se află în capul lui. Oare reacționează la sunete? Finish! Aici era linia de finish? Oh, stai, am mâncat de pe jos? Da! Episodul ăsta o să iasă foarte interesant! Da, ai dreptate, Eugen. Bine că nu s-a accidentat! Da, bine că... Ce s-a întâmplat? E de la etajul 2! Bine, bine că nu dormim acum pentru că avea să trag o sperietură pe cinste! Dar avem vecini, trebuie să-l oprim! Trebuie să-l trezim, altfel cheamă cineva poliția! Cred că s-a trezit și e doar confuz. Adi, e totul ok. Doar ai venit prin somn și ai ajuns aici. Avem atâtea să-ți povestim. Eugen, eu nu cred că Adi s-a trezit. Hai după el. Adi? 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 Ce faci? Ce faci? Ține, ține, ține. Adi, fii atent. Fii atent, Adi. Stai, stai, peste. Adi. Adi, atent, atent, atent. Lasă-l să meargă așa până jos, că e distractiv. Fii atent. Da, Adi, uitați-vă cât de distractiv se dă el acolo. Cum ai ajuns acolo?
Hai! Este foarte înalt aici! Wow! Adi? Am o idee! Ori îl trezesc, ori îl adorm de tot! Nici măcar nu a clipit! Valeriu, cred că în timpul stării de somnolență sistemul nervos este dezactivat! În română, Eugen, eu nu am fost la lecțiile de biologie! În somn, Adi nu simte nimic și a dezactivat toate simțurile de durere! Și atunci cum îl vom trezi? Nu știu! Aia a fost ușa de la intrare! Adi a ieșit afară! Repede după el! Uite-l! De unde a găsit un pennyboard? S-a întâlnit cu Ilias Vlogs? What? Vâsliți, vâsliți, camarazii mei, până vom vedea noi tei. Vâsliți, vâsliți, camarazii mei, până vom vedea noi tei. Acum se crede marinar. Se îndreaptă spre piscină, unde cade în ea. Salvăm de acolo. Adi, stai, stai, nu faci asta. Adi, oprește-te. Adi, stai. La naiba, cine a pus masa asta aici? Adi, Adi, stai, Eugen, am terminat! Wow! Wow, ce s-a întâmplat? Ce-a fost asta? Eu știu de ce ești păzit! Gata, m-am săturat de glumele astea! Trebuie cumva să-l oprim! Cred că știu cum vom face asta! Trebuie doar să dau un telefon! Alo! Fii atent, am citit acum pe net că unii somnambuli își imaginează că sunt diverse animale și procedează precum unele. Asta explică de ce Adi acum se comportă ca un câine. Ai vărsat tu cumva suc lângă masa aia? Eugen, nu cred că ăla este suc. Aruncă-i în gură. Ok. Asta e mai distractiv decât credeam. Da, ai dreptate. Ah, la naiba, mi s-a descărcat telefonul. Merg în cameră să-mi aduc încărcătorul. Tu stai cu ochii în patru după el. Ok, am înțeles. Ce s-a întâmplat? Probabil a pierdut mingea. Nu, nu linge obiectivul. Uite, mingea este chiar acolo. Te aduc imediat. Adi, mingea ta este chiar aici. Uite-o, uite-o. Adi? Adi, unde ești? Unde? Cuțu, 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 Adi! Hei, gata! Hei, unde e Adi? L-am pierdut! Cum adică l-ai pierdut? Era aici, dar apoi a scăpat mingea, m-am dus să-l scot și apoi el a dispărut și acum nu mai este! Tu înțelegi că asta este foarte, foarte periculos! Se poate răni, accidenta și să rănească pe altcineva! Trebuie să-l găsim neapărat! Bine! Ce s-a auzit? Aia nu cumva era ușa de la balcon! Repede, sus! Adi, stai! Jos! Eugen, Adi va cădea dacă nu îl dăm jos de acolo! Da, dar nu ne putem apropia dacă se sperie și cade! Da, dar dacă... Uite, e pe margine! Adi, nu! Adi, jos! Cum băiat? Andreea? Exact la țancă! Am sunat-o pe Andreea să vină să ne ajute cu Adi, știam că pe ea o va asculta. Dar cum se face că pe Andreea a auzit-o și văzut-o, dar pe noi nu? E exact ca la mâncare, Adi vede în lume reală doar ceea ce visează și în mod obișnuit. Deci... Hai să trecem peste asta, e timpul să-l trezim pe Adi. Adi, trezește-te! A funcționat, s-a trezit! Da! Da, voi tunde iarba. Ce? Nu s-a trezit! Pare că m-a auzit, dar nu înțelege ce am spus. Lăsați asta acum, hai după Adi să nu facă iarăși ceva ieșit din comun. Hei, Adi! Lasă foarfeca jos! Andreea, spune-i să lase foarfeca până când nu s-a rănit pe el sau nu ne-a rănit pe noi! Adi, lasă foarfecele! Da, Andreea, o să tai gazonul. El crede că covorul e gazon? Ce face cu cărțile alea? Și uite așa, de azi înainte nu mai citesc nicio carte din alea. Fii atent că le scoate acum. Plecați de lângă regină, dragonilor. Dar măcar ne vede acum. Da, Eugen, sub forma unor dragoni. Veniți aici, dragonilor. Valeriu, vino să mă ajut să ținem ușa. Stai un pic, stai un pic. Eu
Eugen, cred că a plecat. Trebuie să găsim o modalitate cum să-l trezim din somn. Deja devine prea periculos și impredictibil. Andreea, ai adus ce te-am rugat? E chiar aici. Ce e asta? Am rugat-o pe Andreea să aducă o zgardă electrică pentru câini. Cu ea, cu siguranță, îl trezim pe Adi. Singura problemă este că trebuie să găsim o soluție cum i-o legăm la gât. S-a auzit iarăși ușa de afară? Repede, să mergem! Nu! Se pare că nu e de afară, e de la baie! Stai, Valeriu, dacă e dezbrăcat! Ai dreptate, nu vreau să am coșmaruri toată viața! Mai bine deschide tu, Eugen! Ce? De ce eu? Uf! Riscantă mișcare! Ce face? Imită ca și cum s-ar spăla, doar că nu e în duș! De ce e îmbrăcat în șorți sub pantaloni? Fii atent, se șterge acum! A făcut duș, iar acum își face părul, dar în loc de fixativ folosește deodorant! Măcar acum va mirosi frumos de la Adi! Acum își face părul! Dacă ajungea cu el la apă, putea să se electrocuteze, să explodeze acest uscător. Situația este foarte tensionată. Trebuie să-i punem zgarța la gât. Aha! Băieți, mă ocup eu de el. Eugen, ai uitat zgarda. Uite-l, stați! Aha! Nu din nou! La naiba, nu l-am prins! Lasă, Eugen, că-l prind eu neapărat! Aha, acum te-am prins, Adi! Să vezi ce-ți fac eu ție! Ce-i asta? Ce-i asta, prieteni? Nu, ăsta era Paul! E imposibil de pus garda asta! Mă ocup eu! Adi, îmi dai o îmbrățișare! Andreea, nu e timpul de îmbrățișare acum! Trebuie să-i punem lesa aia nenorocită! Adică lesa de la gâtul lui? Ai reușit! Acum trebuie doar să apăsăm pe acest buton și Adi se va trezi! Da, domnule, sunt de acord că e cringe să faci ca Pikachu pe TikTok! Da, mai ales când subțiezi vocea aia! Lomor! Hei tu, pe cine faci tu cringe? Uite la Adi, va sări! Trebuie să-l oprim! Adi, calmează-te! Nu sări! Andreea, spune să nu sară! Nu are decât să sară, sunt supărată pe el! Da, domnule hipopotam, toate persoanele care fac pica-pi pe TikTok sunt foarte cringe. Asta deja e prea mult! Îi dau o palmă de se trezește la realitate! Doar o fată este pe TikTok care face pica-pi și iese foarte bine, și anume Andreea Pikachu. Asta a fost drăguț! Ok, Adi, jos! Gata, destul! Îl trezesc acum! A fost foarte drăguț această îmbrățișare, Andreea! Încă mă visează, tot ok! Sunt foarte bucuros că am îmbrățișat cea mai drăguță fată din lume, anume pe Andreea Bostănică. Iar acum, în castel! Cu totul și-a ieșit din minți, o visează deja pe Andreea mea! Cum adică cea mai drăguță fată? Eu cred că mă distrageți de la cea mai importantă idee! Trebuie să-l trezim pe Adi! Adi rămâne, Adi, până la final! Chiar și în somn poate pregăti o masă! Am o idee! Ce ziceți să ne folosim de Adi pentru a fi sclavul nostru? Practic ne va face toate lucrurile pe care ni le dorim noi! Da, dar asta este imposibil, pentru că el este foarte imprevizibil! Băi, e previzibil! Trebuie doar să-i aducem lucruri pe care atât el cât și noi le iubim! Cum ar fi o masă delicioasă? Am o idee, fiți atenți! Domnule Adi, regele nostru, stăpânul nostru! Ce faci? Ai încredere! Robii tăi neajutorați și sărmani au nevoie de o masă! Poți te rog să ne oferi o masă regală? Da! Cum ai făcut asta? Este foarte simplu! Dacă ne comportăm ca niște personaje din visul lui, Adi va crede că noi existăm! Genială idee, Valeriu!
Poftiți, sclavii mei! Țineți această binecuvântare din partea binecuvătorului vostru binecuvântat! Oh, îți mulțumim, stăpânule! Ar putea fi de folos, Adi Somnambul. Doar mie mi se pare că este foarte cald aici. Am o idee! Zeul nostru grecesc, Adi, ai putea să ne trimiți niște gheață de la Polul Nord? Desigur! Se pare că am funcționat. Acum e mai bine. Sometime later. Am mâncat chiar o masă regește. Nu știam că Adi are așa gusturi rafinate. Se auzi ceva de sufragerie. Hai să mergem. Eu zic că e timpul să-l trezim pe Adi. Ce? Cum adică mi-au fost furați cei 1.000.000 de euro din ascunzătoarea mea? Plec chiar acum! Adi a ascuns undeva 1.000.000 de euro? Eu zic că încă nu trebuie să-l trezim. Dacă cumva se sperie, hai să-l mai lăsăm un pic. Repede, la mașină! Unde pleacă? Nu știu, dar trebuie să fim foarte atenți la el. Fiți atenți că a oprit! S-a pornit iarăși! De ce nu mă miră asta? Haide și prin somn visează clădiri părăsite. Nu avem timp, trebuie să mergem după el. Unde a dispărut? Acum înțeleg de ce Adi cânt atât de puțin în Ben's Shop. Te-am găsit, uga. Un safe. E cu deschidere cu card, e imposibil să-l deschidem fără el. Mă descurc eu. Asta, e mai de gol, Eugen. Eugen, a mers? Îmi pare rău, dar nu a mers cu flexul. Probabil se deschide doar cu cardul. Card? Da, domnule Porumbel, cardul de acces. În sfârșit ne va spune unde este cheia, ura! Se află... Unde mă aflu? Băieți? Andreea? Ce se întâmplă? Unde mă aflu? Valeriu, te omor! Stați, am reușit să trezim pe Adi, asta e cel mai important. În plus, o să devină somnambul și în alte nopți. Treziți? Adică iarăși ai mers prin somn și plus asta nu ce? Doar ai mers, dar ai făcut și o grămadă de probleme. Dar avem totul filmat. Cu voi a fost Eugen, Andreea, Valeriu și Adi. Ne revedem foarte curând. La naiba, Valeriu, eram atât de aproape să aflăm unde se află acel card. Cum am ajuns aici? De ce sunt în pijamale? Și cel mai important, ce-i cu cardul ăsta în buzunarul meu? Cred că un card de reducere sau ceva. Am bani în sac, sunt ca Scrooge McDuck. Știu că sunt pe plac, am bani în sac, sindrom de pirat. Tot pe mare.